Bună, dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! La o seară de caritate organizată aseară, celebra actriță Slatir Koglu a fost șocată de ceea ce a auzit despre Halil Ibrahim. Declarațiile făcute în cadrul evenimentului despre boala lui Halil Ibrahim l-au afectat profund pe tânărul actor. Slatir Koglu, care a fost foarte veselă și energică pe tot parcursul serii de caritate, nu și-a putut ascunde expresia de pe chip când a auzit vestea despre sănătatea lui Halil Ibrahim. A avut dificultăți să-și rețină lacrimile când un jurnalist i-a pus o întrebare în timpul interviului. Zvonuri cu privire la starea de sănătate a lui Halil Ibrahim au fost exprimate frecvent în mass media și pe platformele de socializare în ultima vreme. Cu toate acestea, nu a fost făcută nicio declarație oficială. Declarațiile făcute în cursul nopții au confirmat aceste zvonuri. O jurnalistă a întrebat-o pe Slatir Koglu ce părere are despre sănătatea lui Halil Ibrahim. Sila a tras aer în piept și a spus: Halil Ibrahim este un prieten pe care îl prețuiesc foarte mult. Am fost foarte trist să aflu despre boala ta, virgulă, a răspuns el. Halil Ibrahim a oferit informații despre starea sa de sănătate într-o declarație pe care a făcut-o pe contul său de socializare. Da, am probleme de sănătate de ceva vreme, dar încerc să rămân puternic în acest proces, virgulă, a spus el când și-a informat adepții despre starea sa. Slatir Koglu și-a exprimat și sprijinul pentru Halil Ibrahim pe rețelele de socializare. Îl sprijin pe Halil Ibrahim și cred că va depăși acest proces. Rugăciunile mele sunt cu el, virgulă, a împărtășit ea un mesaj de sprijin. În urma acestor declarații, fanii i-au transmis mesaje de susținere lui Halil Ibrahim pe rețelele de socializare. Participarea Slatir Koglu la acest proces a fost foarte apreciată de fani. Nu au fost furnizate informații detaliate despre boala de care suferea Halil Ibrahim. S-a anunțat însă că boala este gravă și necesită tratament pe termen lung. Fanii au lansat mai multe campanii pentru a-l sprijini pe Halil Ibrahim în acest proces. Pe lângă Slatir Koglu, alți prieteni ai lui Halil Ibrahim au transmis și mesaje de susținere. Ei au spus că este o persoană puternică și rezistentă în proiectele la care au lucrat împreună și și-au exprimat convingerea că va trece prin acest proces. Seara de caritate a fost organizată pentru a sprijini bolnavii de cancer. Declarațiile privind starea de sănătate a lui Halil Ibrahim au scos la iveală încă o dată importanța nopții. În discursul său din acea seară, Slatir Koglu a subliniat importanța acestor evenimente. În discursul ei din Noaptea Ajutorului, Slatir Koglu a spus: situația lui Halil Ibrahim m-a întristat foarte mult. Dar sunt aici să fiu acolo pentru el și să-l susțin. Aceste tipuri de evenimente cresc moralul pacientului, virgulă, a spus el. Slatir Koglu și Halil Ibrahim s-au întâlnit frecvent în proiectele la care au participat împreună. Deși s-a zvonit că ar putea exista întreruperi în proiecte din cauza problemelor de sănătate ale lui Halil Ibrahim, Sla și colegii săi au declarat că sunt dispuși să-i ofere tot felul de sprijin. Fanii au început campanii de sprijin pe rețelele sociale cu hashtagul #BeHalilIbrahim. Slatir Koglu a participat și el la aceste campanii și a încercat să-i dea moral lui Halil Ibrahim. Sprijinul fanilor a fost o mare motivație pentru Halil Ibrahim. Halil Ibrahim a declarat că procesul de tratament va fi lung și dificil. Totuși, el și-a exprimat convingerea fermă că va depăși acest proces. Slatir Koglu a declarat că va fi alături de el în acest proces și îi va oferi tot felul de sprijin. Slatir Koglu și alți colegi de set au declarat că vor depune eforturi suplimentare pentru a se asigura că proiectele nu sunt întrerupte în absența lui Halil Ibrahim. În acest proces în care încearcă să mențină moralul tuturor sus, sprijinul lor pentru Halil Ibrahim nu va lipsi niciodată. Halil Ibrahim le-a mulțumit fanilor și prietenilor săi de pe contul său de socializare și a spus:
Sunt recunoscător tuturor celor care mi-au fost alături în acest proces. Cred că voi trece peste acest proces dificil cu sprijinul dumneavoastră, virgulă, a spus el. În timpul acestui proces, viața privată a lui Slatir Coglu a devenit, de asemenea, un motiv de curiozitate. Fanii au apreciat profunzimea prieteniei lui cu Halil Ibrahim și sprijinul lor unul pentru celălalt. Sla încearcă să rămână puternică și pozitivă chiar și în acest proces dificil. Slatir Coglu a oferit și sugestii despre viitoarele ei proiecte. Fanii se-i așteaptă cu mare curiozitate noile sale proiecte cu Halil Ibrahim. Cu toate acestea, pot exista unele schimbări în proiecte din cauza stării de sănătate a lui Halil Ibrahim. Slatir Coglu le-a mulțumit fanilor și lui Halil Ibrahim pentru sprijinul acordat. Sprijinul dumneavoastră este foarte important pentru noi. Halil Ibrahim va depăși acest proces și împreună vom întreprinde proiecte mai bune, virgulă, a spus el. Halil Ibrahim este cunoscut pentru caracterul său puternic și determinarea. În ciuda problemelor sale de sănătate, este un actor exemplar pentru angajamentul său față de proiecte și disciplina muncii. Slatir Coglu apreciază, de asemenea, aceste caracteristici ale sale și își exprimă sprijinul pentru el cu fiecare ocazie. După seara de caritate, prietenia lui Halil Ibrahim și Slatir Coglu a fost dezvăluită din nou. Fanii au apreciat foarte mult sprijinul și dragostea lui Sla pentru Halil Ibrahim. Halil Ibrahim plănuiește să revină pe platou după procesul de tratament. Slatir Coglu și prietenii să-i așteaptă cu nerăbdare întoarcerea lui. Toată lumea speră că Halil Ibrahim își va recăpăta sănătatea și va reveni la vremurile sale de altădată. Slatir Coglu nu-și pierde motivația nici în acest proces dificil. Sprijinul lui pentru Halil Ibrahim și angajamentul său față de proiecte demonstrează caracterul puternic pe care îl are. Fanii apreciază atitudinea lui Sla. La sfârșitul interviului, Slatir Coglu și-a reiterat sprijinul pentru Halil Ibrahim și a spus: intenția mea nu a fost să-l fac de rușine, ci să-l susțin. Îl sprijin pe Halil Ibrahim și cred că va depăși acest proces, virgulă, a spus el. Aceste declarații au stârnit un mare interes în rândul fanilor și au demonstrat încă o dată cât de puternică și susținătoare este Sla. Pascalii.